Bun găsit la specialiștii în sănătate. Ce vedem astăzi? Orarul organelor, un concept cu rădăcini în medicina tradițională chineză de care se ține cont în terapiile specifice medicinei energoinformaționale. Estetica dentofacială, un concept care pune semnul egal între funcționalitatea danturii și frumusețea zâmbetului și ține cont de armonizarea trăsăturilor feței în totalitate. Calitățile curative ale coriandrului și o mască din aceeași plantă combinată cu avocado și lămâie cu efecte spectaculoase asupra tenului. Te trezești în fiecare noapte la ora 3 și reușești să adormi din nou cu mare greutate. Tușești cu regularitate în fiecare dimineață în jurul orei 7. Te apuc o agitație inexplicabilă în fiecare zi pe la ora 11. Aceste simptome pot indica de multe ori că un anumit organ este pe cale să se îmbolnăvească sau că este deja afectat. O să aflați ce semnificație are orarul organelor, un concept cu rădăcini în medicina tradițională chineză care ajută la identificarea sursei suferinței în terapiile specifice medicinei energoinformaționale, explică terapeutul Florica Muntean. Diagnosticăm și facem tratamente cu biorezonanță Bicom Optima. Desigur că ne axăm foarte mult pe informația pe care ne-o dau energetică, pe care ne-o dau organele, respectiv orarul organelor, cum este numit în medicina alternativă chineză, iar în medicina vestică este, dacă vrem așa, orarul intern a organelor. Este o modalitate, dacă vreți așa, sau să înțelegem altfel, să dau niște cazuri. Ne trezim noaptea la ora 2, tușim dimineața la ora 4, ne trezim obosiți, simțim că ceva n-a fost în ordine. Practic, este, după orarul organelor, este ora la care organele respective se refac energetic, se reîncarcă energetic, ele au aproximativ nevoie de 2 ore, iar după medicina alternativă chineză, aceste 2 ore, fiecare organ are orele lui, deci sunt bine stabilite în care trebuie să refac energetic. În momentul în care omul are un simptom, de la o simplă indispoziție și până la durere, la o anumită oră, indiferent că este zi sau noapte, iar simptomul se repetă de mai multe ori, potrivit orarului organelor, asta înseamnă că un anumit organ are probleme la nivel energetic și că se poate instala boala. Sigur că terapeutul pune, este una dintre întrebările care se pun în anamneză, pentru că atunci el știe că pe meridianul respectiv se face și investigația, informația energetică nu este suficientă sau este blocată. Pentru a acționa eficient în scopul deblocării energetice a organului respectiv, terapeutul caută să identifice cauzele blocajului. Potrivit conceptului care stă la baza orarului organelor, dereglarea se face simțită pe întreg meridianul energetic pe care se află organul cu probleme. Practic, toate organele sunt pe meridiane energetice pasate. Avem 12 meridiane energetice în organism care, practic, preiau informația de la fiecare organ în parte, iar circulația pe meridianele energetice este mult mai profundă decât pe sistemul nervos, decât pe arterii și decât pe sistemul venos. Se știe astăzi. În cazul simptomelor localizate în zona sternului, potrivit orarului organelor, se urmărește echilibrarea intestinului gros. Problemele colonului sunt semnalate și de durerile localizate la nivelul coloanei vertebrale. Pacientul ne spune că are probleme și atunci sigur că trebuie să ne gândim la un colon care nu se poate reface energetic după orarul organelor, când este ora lui de refacere și bate foarte mult pe coloană. Dă acea senzație, mă dor inichii, mă doare coloana, când de fapt este cu totul altceva. Între orele 15 și 17, vezica urinară este cea care trebuie să se refacă energetic, iar între 17 și 19, rinichii au nevoie de refacere. În cursul dimineții, alte organe se reîncarcă energetic.
Dimineața între 3 și 5 avem plămânii, deci perioada de refacere a plămânilor. Totdeauna să ne gândim la cele 2 ore. Și atenție fumători care lucrează în schimburi și la ora asta încep fumatul, este chiar total anapoda, pentru că plămânii atunci se încarcă energetic. Și ne dăm seama câtă nicotină, informație de nicotină se pune pe mucoasa plămânilor exact în momentul în care plămânul are nevoie de reîncărcare energetică. Între 5 și 7 dimineața se reface intestinul gros, între 7 și 9 se reîncarcă stomacul, iar între 9 și 11 se reface pancreasul. În momentul în care s-a încărcat, organul începe să-și reia funcționalitatea, metabolismul, să funcționeze, iar organul respectiv să cupleze la metabolismul general al corpului. Multe persoane care apelează la terapiile complementare, precum cele prin biorezonanță Bicom Optima, sunt în căutarea unei variante care să excludă consumul de medicamente de sinteză sau măcar să-l reducă, dar și ca să ajute organismul să elimine rezidurile rămase după administrarea tratamentelor medicamentoase. Tocmai asta încercăm pentru pacienții care caută o alternativă, pentru că ei la noi vin căutând o alternativă, să-i ajutăm să scape de informația nocivă a medicamentelor respective și, dacă se poate, desigur, reducerea medicamentației pe care o iau zilnic. Iar referitor la noxele toxice, toxinele din organism, pe fiecare organ în parte, reușim practic prin câmpul magnetic să întrerupem acea prindere, e mai mult problema fizicală, sper să mă descurc, prindere magnetică a toxinelor, noxelor toxice de membrana organului, de țesutul organului, să desprindem aceste noxe ca ele să poată fi eliminate prin limfă, pentru că combinăm terapiile foarte des cu drenajele limfatice și să eliberăm organismul de toxine respective. Terapiile cu aparatură de ultimă generație Bicom Optima sunt aplicate în Centrul German de Biorezonanță Dermavital din București, singurul acreditat și coordonat în România de către Institutul RegUMED din München. Medicii terapeuți sunt specializați în Germania. Estetica dentofacială, un concept care pune semnul egal între funcționalitatea danturii și frumusețea zâmbetului și ține cont de armonizarea trăsăturilor feței în totalitate. Vom vedea cine poate acționa pentru a obține un rezultat perfect, cum sunt abordate aceste aspecte, ce tehnici sunt aplicate și care sunt efectele. Cu detalii, dr. Ada Epistatu, medic primar, stomatologie generală, doctor estetică dentară, competență implantologie orală. Să coborăm buza în zâmbet, să nu se ridice atât de sus, să vadă gingia, pe lângă fațete și gingivectomii. O să facem 2 puncte de botox cu foarte puține unități, în care nu va mai permite buzei să se ridice atât de mult și să se vadă gingia în timpul zâmbetului. Foarte mult timp au fost partajate estetică dentară, estetică facială, estetică corporală, dar estetica dentară trebuie să fie într-un echilibru cu formele feței, cu simetriile și asimetriile ei, și atunci putem vorbi de estetică dentofacială. Esteticianul dentar are rolul de a găsi acele elemente de la nivelul feței care deranjează și a le corecta. Utilizându-se criteriile generale de frumusețe, specialiștii în estetică dentară au reușit standardizarea caracteristicilor zâmbetului perfect cu toate elementele componente, asta însemnând buzele, gingia fixă și dinții. Asta nu știe lumea. Lumea vine la dentist și spune: „Dom'le, pe mine mă deranjează.” Nu știe ce-l deranjează. În general, nu-l deranjează neapărat zâmbetul, îl deranjează toată fața. Își dorește să facă ceva crezând că îmbunătățește, cere anumite lucruri, dar de multe ori, ceea ce cere pacientul ori nu este suficient, ori nu este ceea ce trebuie în a-și rezolva acea nemulțumire legată de dinții lui și de fața lui.
Mulți pacienți cred că odată rezolvată problema dinților, dispar și problemele faciale. În unele situații este posibil, în altele nu și aici trebuie să intervină specialistul în estetică dentară. Sunt persoane care cred că vor întineri cu 20 de ani dacă își pun dinți albi. Lumea nu știe ce e estetică, ei văd prin estetică niște dinți foarte albi, foarte luminoși, care se văd. Și chiar dacă și fac așa cum și doresc ei, constată că nu își rezolvă problema generală. Ăsta este rolul esteticianului și al esteticianului dentar. În stomatologia modernă, pentru corectarea defectelor faciale, medicul intervine și cu injectări cu botox și acid hialuronic. Acestea au ca efect armonizarea zâmbetului. Practic, esteticianul din stomatologie realizează un echilibru între estetica dentară și cea facială. Foarte mulți își doresc să-și întindă buzele numai cu lucrările pe care și le pun, că își pun fațete, își pun coroane. Dar nu se poate, tu le bombezi, cât să le bombezi să întinzi buza? Și atunci tu vii cu o completare, cu o injectare ușoară cu acid hialuronic, cu o injectare cu botox și poți să-i rezolvi problema aceea de îmbătrânire a buzelor, nu neapărat numai cu dinți, pentru că altfel ar însemna să bombezi dinții și să arate înfiorător. Din păcate sunt mulți pacienți care cer asta, bombează-i. Tu, ca estetician, trebuie să spui stop, pentru că la final arată horror, ca să spunem așa. Și atunci, cu mici înțepături, nedureroase, fără cantități foarte mari, poți să rezolvi estetica dentofacială per total, fără să exagerezi într-o parte sau în alta. Alții nu-și fac dinții, da? Au lipsă de dinți, pierde de dinți, pierde rosoase, buzele sunt căzute, dar în schimb își injectează foarte mult în buze. Iarăși, nu arată niciun caz, nu natural, nu arată nici pe departe frumos, ci exagerat. Sunt multe persoane care au defecte deranjante la nivelul feței și își doresc corectarea acestora. Una din problemele cele mai mari care există legat de estetică și deranjează pacienții este acel gummy smile, zâmbet de cal, în care în momentul în care zâmbim, buza superioară se ridică foarte sus, dezvelește foarte mult din procesul alveolar și, într-adevăr, un aspect neplăcut al zâmbetului care se reflectă și asupra feței. Defectul se poate remedia cu ajutorul metodelor specifice esteticii dentofaciale. Numai cu câteva picături de botox, două înțepături de botox care nu mai permit buzei să se ridice foarte mult. Dar atunci când acest gummy smile este foarte exagerat, într-adevăr, se poate remedia pe lângă acele unități de botox cu o gingivectomie, cum spunem noi, o reconturare gingivală, da? Și se mai mărește suprafața dintelui cu un milimetru, cu fațete, da? Și chiar cu mărirea ușoară sau refacerea volumului buzelor cu acid hialuronic. Toate aceste combinate poate să ducă la dispariția totală a acestui efect extrem de neplăcut până la urmă. Nu trebuie să facem niște buze enorme, ci foarte puțin. Poate rezolva acest, să zicem în ghilimele, defect de zâmbet. Ridurile verticale din jurul buzei pot fi de asemenea corectate cu ajutorul botoxului. Injecțiile cu botox au însă un efect semnificativ și în tratarea bruxismului. Sunt 3-4 înțepături complet nedureroase pe care pacientul nici nu le simte. De fiecare parte și de asemenea pentru ridicarea colțului gurii se folosesc foarte puține unități de botox. De fiecare parte cât o înțepătură. Din momentul în care intră în cabinetul dentistului, pacientul parcurge câteva etape. Mai întâi se face radiografia, apoi are loc o consultație pentru stabilirea aspectelor ce trebuie tratate și remediate. După ce pacientul și medicul cad de acord cu privire la rezultatul dorit, se realizează o proiecție cu ajutorul programului Digital Smile Design pentru a vedea înainte de intervenție cum va arăta totul la final. În funcție de evaluarea medicului cu privire la rezultatul obținut în urma intervenției dentare, se poate ajunge și în situația în care se aplică celelalte metode de redare a frumuseții zâmbetului.
tonalitățile curative ale coriandrului și o mască din aceeași plantă pentru ten la rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu, imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Coriandrul, condimentul folosit de mii de ani în bucătărie pentru aroma deosebită și savoarea pe care o dă preparatelor culinare, are și proprietăți curative deosebite. Cei care îi cunosc valoarea terapeutică îl folosesc în combaterea bolilor care afectează aparatul digestiv, sistemul nervos, dar și ca afrodisiac. Combinat cu avocado și lămâie, coriandrul are efecte spectaculoase și asupra tenului. Calitățile curative ale coriandrului și secretele măștii pentru ten la rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Bine v-am regăsit la rubrica de remedii naturiste. Astăzi vă propun să vorbim despre coriandru, unul dintre cele mai vechi condimente ale lumii. În Biblie, planta este menționată printre ierburile amare ale Paștelui evreiesc. Coriandrul provine din sudul Europei și vestul Asiei, dar la ora actuală este răspândit în toată zona mediteraneană și balcanică, în vestul Europei, în India, dar și în America de Nord și America de Sud. În țara noastră, acest condiment este la loc de cinste. Așa cum vedeți în imagini, coriandrul este o plantă care poate să ajungă până la jumătate de metru înălțime. Seamănă cu pătrunjelul, plantă cu care de altfel este înrudit. Această asemănare, care îl face un înlocuitor excelent al pătrunjelului clasic, i-a adus numele de pătrunjelul chinezesc. În Mexic, în Brazilia și în China, frunzele de coriandru sunt folosite frecvent în bucătărie. Aroma semințelor de coriandru se face simțită în special la marinate sau la pastramă, dacă sunt zdrobite și adăugate în lichidul pentru macerat. Trebuie să știți însă că această plantă are calități curative deosebite. Efectele se datorează conținutului bogat de acizi, uleiuri esențiale, vitamine și minerale pe care le conține coriandrul. Printre altele, stimulează digestia, ajută sistemul nervos și este antibacterian. Studiile de specialitate au demonstrat că substanțele active din frunzele și semințele de coriandru combat afecțiunile dentare, ameliorează iritațiile cutanate, duc la normal nivelul colesterolului, luptă cu anemia și reglează vederea. Datorită proprietăților antiinflamatorii, coriandru este recomandat în afecțiunile reumatismale, dar și în bolile renale. Proprietățile antiseptice îl recomandă și în cazul infecțiilor de orice natură. În bolile de piele, cum ar fi eczemele sau acnea, coriandrul se combină cu aloe vera pentru un efect complet. Planta are efect și în cazuri de balonare, diaree sau constipație, având rol de reglare a tractului digestiv. În plus, frunzele plantei stimulează pofta de mâncare. Pe de altă parte, distruge salmonela și E. coli. Pentru un efect complet, se recomandă să se combine cu usturoi, sare de mare și piper alb. Frunzele și semințele de coriandru mai au un efect deosebit. Împrospătează respirația, calitate care recomandă să fie consumat după masă, în loc de gumă de mestecat. În cazul femeilor, coriandru este un remediu excelent pentru reglarea menstruației și atenuarea durerilor la ciclu. Planta este însă și un excelent afrodisiac. Consumul de frunze și semințe de coriandru provoacă o creștere a libidoului și împreună cu tehnicile de aromaterapie și meloterapie îmbunătățește viața în cuplu. În scopul creșterii apetitului sexual este foarte bun vinul de coriandru. 20 de grame de semințe de coriandru mărunțite se macerează într-un litru de vin timp de 10 zile și apoi se bea puțin câte puțin. Atenție! Un păhărel pe zi este suficient pentru stimulare. Ați afla ce calități deosebite are coriandru dacă este folosit în gastronomie sau ca remediul natural împotriva bolilor. O să vedeți ce proprietăți excelente are asupra tenului dacă este combinat cu ingrediente la îndemână aflate în bucătărie. Pentru astfel de mască avem următoarea rețetă. Puneți în blender un pumn de frunze de coriandru proaspăt, zeama de la o jumătate de lămâie, jumătate de pulpă de avocado și două linguri de ulei de avocado.
Amestecați bine toate aceste ingrediente, iar pasta obținută o aplicați pe față, gât și decolteu. O lăsați să acționeze circa 20 de minute, după care o îndepărtați cu apă călduță. Rezultatul, un ten proaspăt, catifelat și strălucitor. Ne apropiem de finalul rubricii și a sosit momentul să aflați câteva lucruri inedite. Știați că adăugat în compartimentul de detergent, bicarbonatul de sodiu îmbunătățește acțiunea asupra rufelor, indiferent de marca de detergent folosită? Știați că, spre deosebire de herpes, aftele bucale nu sunt contagioase? Știați că, potrivit studiilor de specialitate, în jocurile erotice, bărbații sunt aceia care preferă să fie legați? Explicația ar fi că în viața de zi cu zi dețin controlul și renunțarea la aceasta îi excită. Atât pentru astăzi. Rubrica noastră a ajuns la final. Până la o nouă întâlnire, eu vă urez sănătate, că e mai bună decât toate! Ediția de astăzi a emisiunii Specialiști în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!